пришла ровно год назад. Да. Какой урок нравится больше? Математика. Conform unui ordin al Ministerului Educației, începând cu primăvara acestui an, instituțiile de învățământ general din Republica Moldova oferă oportunități pentru toți copiii din familiile refugiate din Ucraina pentru a participa la procesul educațional la cererea părinților sau a reprezentanților legale ai acestora. Ministerul Educației și Cercetării oferă mai multe opțiuni cetățenilor refugiați din Ucraina. Prima opțiune este școlarizarea copiilor refugiați în instituțiile de învățământ și această opțiune este valabilă pentru cetățenii care au depus cerere de azil. A doua opțiune este frecventare de către copii a cursurilor oferite în clase alături de ceilalți elevi în calitate de audient. Această opțiune este valabilă pentru toți cetățenii ucraineni care se află pe teritoriul Republicii Moldova. Una dintre instituțiile școlare din raionul Căușin, care a reușit să integreze 16 copii refugiați, este Liceul Teoretic Alexandru Pușkin. Aici elevii ucraineni stabiliți la Căușin sunt integrați în sistemul de învățământ al țării noastre. А дальше уже мама решит. С начала известных событий на Украине наш лицей предоставил возможность обучаться 16 детям из семей беженцев из Украины. Четверо из них обучаются в статусе ученика и 12 обучаются в статусе слушателя. Они по возможности совмещают дистанционное обучение в своих школах с обучением в нашем учебном заведении. Ребят приняли очень хорошо в классах, обстановка доброжелательная, учителя помогают им освоить программу, потому что разница в программе у нас есть с Украиной. Некоторые предметы. Также вместе с психолого-педагогической службой нашего района в нашем лицее проводится программа по социализации, интеграции этих детей в общество. То есть проводятся различные мероприятия, в которых участвуют и участвуют эти дети. Приехали дети у нас с разных регионов Украины. Это и Одесса, и Мариуполь, и Днепр, и Ирпень, Ивано-Франковск. То есть очень много у нас детей. Но мы стараемся, и думаю, у нас это получается, создать для них условия для обучения, чтобы они себя чувствовали как в семье и меньше думали о тех проблемах, которые есть сейчас в мире. Дима are 11 ani și este din Odessa. Spune că învățământul din Moldova, deși este diferit de cel din Ucraina, nu este complicat. Aici învață istoria, geografia și chiar limba română. Рядом с нами, очень рядом с нами взорвалась бомба, поэтому мама сразу собралась и мы сюда приехали. Мы там учились, соответственно, только на украинском, говорили на украинском, был урок украинского, а также несколько предметов отличались друг от друга. У нас не было истории и географии, а все остальные предметы, ну и румынского, соответственно, а все остальные предметы, все, которые здесь были, до второго класса был русский, а потом уже не было. Я чувствую себя тут без полной безопасности и никаких проблем. Colegii de clasa lui Dima spun că este un băiat prietenos și că sunt bucuroși că a devenit colegul lor de clasă. Хороший, добрый, общительный. Начали общаться, дружиться с ним. Alături de Dima, în această școală își mai fac studiile alți 15 copii refugiați din Ucraina. Copiii au posibilitatea să participe la diverse activități extrașcolare organizate în incinta instituțiilor de învățământ primar și secundar sau să frecventeze instituțiile de învățământ extrașcolare. Unii dintre ei sunt integrați în activități extracurs puse la dispoziție de organizațiile neguvernamentale locale
susținută de parteneri externi. Acum implementăm proiecte finanțate de către Keystone și proiect finanțat de către APSCF, care presupune asistența și servicii pentru copiii refugiați și copiii localnici. Scopul acestor proiecte este de a facilita integrarea copiilor din Ucraina în comunitatea noastră și pentru a le oferi posibilitate copiilor ucraineni să-și creeze relații cu copiii noștri, să se împrietenească și să petreacă timpul frumos în zilele de weekend. În următoarele zile de weekend avem o tabără pentru copii, în cadrul căreia vom avea diferite activități de socializare, de recreere, activități creative, în care sperăm copiii să se împrietenească și să aibă, să petreacă timpul interesant. Potrivit autorităților, elevii ucraineni au de asemenea posibilitatea să asiste la lecțiile în regim online organizate de instituțiile de învățământ la care au studiat în Ucraina, să acceseze platformele și resursele educaționale create și coordonate cu Ministerul Învățământului și Științei din Ucraina.